Alin Chiril a împlinit un an de mandat ca deputat PSD Mehedinți în Parlamentul României. Acesta a fost și va continua să fie alături de oamenii care l-au susținut și au oferit votul de încredere. Va continua să reprezinte mereu interesele cetățenilor. Alin Chiril împlinește un an de când a fost ales ca deputat de către mehedințeni pentru a-i reprezenta în Parlamentul României. Acesta a fost mereu un om implicat în comunitate și atent la nevoile cetățenilor. Copiii nu au fost niciodată neglijați. Drept dovadă, acesta a susținut zilele trecute un important discurs în Parlamentul României, unde îi cere ministrului Educației Sorin Câmpeanu introducerea programului Masă Caldă în Școli, în toate unitățile de învățământ. La acest aniversar, Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, le transmite un sincer mesaj de mulțumire tuturor celor care au avut încredere în el și au oferit votul. Astăzi, la un an de mandat, vreau să vă mulțumesc. Datorită susținerii dumneavoastră, am fost ales ca deputat PSD în Parlamentul României și vreau să vă promit un lucru. Vă voi reprezenta mereu interesele și voi lupta cu toate forțele pentru județul meu și pentru oamenii care mi-au acordat încrederea să-i reprezint în Parlamentul României. În toată această perioadă am votat pentru de fiecare dată când a fost vorba de creșterea veniturilor românilor, de îmbunătățirea nivelului de trai. Din același motiv am votat pentru la investirea actualului guvern. Acum este clar pentru toată lumea. Fără PSD la guvernare nu ar fi crescut nici alocațiile, nici pensiile, nici salariile personalului medical sau didactic. Și tot datorită PSD avem azi o lege a plafonării prețurilor la energie și una pentru consumatori vulnerabili. Nu este nici pe departe ceea ce ne-am fi dorit pentru copii, pensionari sau alte categorii sociale, dar am oprit măcar prăbușirea nivelului de trai pentru cei mai vulnerabili dintre români, a transmis Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți. La fel cum a făcut în primul an de mandat, va fi prezent și va susține fără rezerve orice proiect pentru creșterea veniturilor românilor și pentru dezvoltarea comunităților locale.